la eveniment. Un proiect care a început în 2022, a continuat în 2023 și se derulează și anul acesta. Și care are două componente foarte interesante, ambele care mizează să îmbogățească activitatea bibliotecilor și mai mult decât atât să educe și bibliotecarii, dar și ulterior publicul larg, ca să fim cu toții mai apți să navigăm prin multitudinea de media care ne înconjoară, majoritatea, mare parte acum, imagine și video. Într-un an complicat pentru toată lumea, în electoral, în condiții de care vedem cu toții date de strana de fix funcțional și așa mai departe. Clar că e o zonă care trebuie explorată. Și instrumentul pe care One World România îl oferă în cadrul acestui proiect este filmul documentar. Deci, iată, nu filmul de ficțiune care zice că poate deschide interpretări poetice și metaforice, ci filme documentare. Prima componentă a proiectului reprezintă atelierele de media literacy, susținută de Ionuț Mare și critic de film și colegi apropiate de la Y Society. Și a doua parte reprezintă sprijin pentru bibliotecile care își doresc să facă proiecții de filme documentare din catalogul de la Kinedoc, un alt proiect partener care face tot felul de evenimente, distribuție alternativă a filmelor documentare. Lucruri care sunt foarte prețioase, mai ales în acele orașe unde se spune că oferta culturală nu este atât de bogată sau este foarte polarizată doar în mall-uri și pe producții mainstream. Din 2022 până în prezent, peste 120 de bibliotecari au participat la aceste ateliere susținute de Ionuț Mare și Nicoleta Fotiade. Au fost undeva peste 150 de proiecții de filme. Cred că numai anul trecut la aceste proiecții de filme documentare au participat undeva la peste 1400 de persoane, mai multe filiale. Proiectul se desfășoară și anul acesta în biblioteci din 4 județe și cu siguranță când o să terminăm discuția noastră și o să deschidem dialogul spre dumneavoastră din sală, dacă aveți întrebări, organizatorii sunt aici sau poate o să vreți să ne împărtășiți experiență dacă sunteți dintre cei care chiar au participat la proiectul acum. Invitații noștri de astăzi sunt oameni care cunosc tot ce recunoscut despre biblioteci în momentul ăsta. Domnul Dragoș Adrian Neagu, președintele Asociației Naționale Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, doamna Ioana Grihană, director executiv, doamna NBPR, și Robert Corau, care este prodecan al Facultății de Litere și lector la Catedra Universitar la Catedra de Științe Documentării și Informării. Zic corect, pe vremea mea era ușor diferit. Eu sunt Alexandra Florescu și cumva mă simt norocoasă că am vârsta la care am putut să cresc cu cartea fizică și mergând la biblioteca mea județeană din Giurgiu. Știu că este oribil să se scrie pe cărți și să se lase semne, dar trebuie să recunosc că mi s-a părut mai fascinant să iau din biblioteca județeană cărți pe care erau notițe sau subliniere de la alții și mi se pare că aveam așa o comunicare cumva cu cei care erau ca mine pe alte vremuri. Am și scris la facultate un eseu despre asta, despre intertextul ăsta care se creează pe cărțile de împrumut din scrisul celorlalți. Repet, știu că este o practică care trebuie încurajată, dar sigur, de când mergeam la Biblioteca Județeană din Giurgiu și nu aveam nici Google Books, nici prea multe evenimente interesante în orașul meu, lucrurile s-au schimbat foarte, foarte mult. Și am deschide discuția cu domnul Neagu, întrebându-l așa, fiindcă în sală cu toți care sunt bibliotecari, vă cunoașteți comunitatea, cunoașteți oamenii care vă intră în bibliotecă, dar m-ar fi interesat dacă domnul Neagu ne poate să da așa un fel de profil de sus al utilizatorilor de bibliotecă, iată și acest termen s-a schimbat acum la sfârșitul. Având în vedere că numai săptămâna trecută, de exemplu, a apărut un articol, un eseu foarte lung și interesant pe scena nouă prin rog, pe care vă încurajez să-l citiți, care era despre bibliotecile de cartier din București și acolo luase multe interviuri și la oameni care intră în bibliotecă și la cei din comunitate, cartografiind așa
și identificăm bibliotecile ca locuri pe care oamenii, în care oamenii au încredere să intre și la care se raportează ca niște prieteni, zicem, în studiu. Apoi am mai fost anul trecut un studiu făcut de, inițiat de un cineclub feminist care se numește Sites, despre consumul cultural al tinerilor din orașe mici și mijlocii. Și acolo, un mod foarte interesant, pe locul 2, apropo de spații locale în care am încredere, la biblioteca, după centrele culturale. Sigur, era un studiu pe toată țara, dar mi s-a tot interesat. Și chiar și în filmul de mai devreme am văzut toată umanitatea din New York, de la cei mici până la seniori și fiind in between, și minorități, și oameni cu dizabilități. Deci, care ar fi profilul utilizatorului la noi acum? Mulțumesc pentru invitație. În primul rând, cred că majoritatea colegilor ar putea să răspundă la această întrebare. De destul de mulți ani avem același profil. Practic, ponderea cea mai mare a utilizatorilor este undeva între 7 și 25 de ani, deci înseamnă că urmează, merg la o școală sau urmează cursuri universitare. Și prin raportare la sex, întotdeauna au fost fete. Deci, profilul este, ar fi 7-25 de ani pe mine. Și după 25 de ani, cei care vin, oare de ce vin? După 25 de ani, am văzut unele modificări din punct de vedere al structurii utilizatorilor. Cea mai surprinzătoare pentru mine a fost la Ialomița, deci un județ eminament agrar, la care foarte multă lume vine la bibliotecă din intervalul 35-45 de ani. Asta fiind al doilea grup de utilizatori după cei care merg la școală. În ultimii ani există o creștere destul de mare la populația peste 60 de ani, deci pensionarii încep să vină mai des la bibliotecă. Și cam aici sunt diferențele din ultimii ani, din punct de vedere al utilizatorilor serviciilor de bibliotecă. Acum este complicat, pentru că, prin filmul pe care l-ați spus, te arată și alte servicii. Noi numărăm ca și utilizatori de servicii, serviciile tradiționale, cele de informare și documentare, nu și celelalte servicii care dar acum au ajuns de multe ori să depășească ca și număr serviciu tradițional. Vă pot da un exemplu. Anul trecut am avut 878 de activități cu comunitatea care s-au dus în aproape 1850 de ateliere și am avut undeva peste 33.600. Dacă mă raportez la populația prăină, înseamnă că 20% au trecut pe la bibliotecă. Și nu vorbesc de împrumuturi de carte. Deci e foarte clar că suntem, sau ar trebui să fim, sau nu știu, să ne spună doamna Crihană mai departe, să fim destul de departe de modelul venit, împrumutat carte sau stat în tăcere și citit studiu individual, liniște în bibliotecă și așa mai departe. Ideea este ca biblioteca să fie deschisă, să devină accesibilă pentru o comunitate și atunci e clar că trebuie să fie evenimente care să dezbată lucruri, să invită oamenii la dialog și așa mai departe. Și vreau să vă întreb, în ultimii ani, apropo de ce evenimente știți că v-au derulat, ce activități, ce programe, care considerați că ar fi unele așa de top, care au adus mai mult public sau care au schimbat un pic profilul, care au revitalizat ceva? Mulțumesc pentru întrebare. În primul rând am să fac o precizare necesară. Eu am să mă raportez la perspectiva Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, al cărui departament operațional îl conduc. Referindu-mă la serviciile de bibliotecă care s-au cristalizat mai mult în ultimii 15 ani, mi-ar plăcea să precizez mai degrabă emanația proiectelor de finanțare, pentru că atât bibliotecile ele însele, cât și Asociația Profesională a Bibliotecarilor au atras fonduri și prin intermediul proiectelor au avut posibilitatea, deci prin fonduri extrabugetare,
să dezvolte servicii noi. Și aici mă refer la proiecte adresate diferitelor segmente de public, dar preponderent tinerilor adulți, proiecte care acoperă o plajă foarte largă și aici mă refer la programare, robotică, competiții de fel de fel pe diverse tematici, schimburi interculturale, mobilități internaționale în scop de studiu, tot felul de noi preocupări pe care în mod tradițional nu le-am asociat cu biblioteca publică. În opinia mea, bibliotecile publice s-au îndreptat către un nou destin comunitar și au devenit, practic, agregatoare de activități la nivelul comunității și o sursă de inspirație, practic, inclusiv pentru ONG-urile care au devenit un fel de sateliți ai bibliotecilor publice. Și ANBBRE, care are statut de ONG, încearcă să fie un catalizator al acestor idei și investim în proiecte pentru și cu biblioteci și utilizatori de bibliotecă. O să încerc să aduc o mică lămurire cu privire la explozia de servicii adresate comunității. Dacă urmărim traseul bibliotecilor de-a lungul timpului, după 1989, putem spune că un reper foarte important este 2008, apariția legii managementului Institutului Publice de Cultură, prin care directori, inclusiv directorii de bibliotecă, erau manageri, având ca și elemente de îndeplinit o serie de indicatori de performanță. Pe fondul scăderii numărului de cititori, în permanență trebuia să se realizeze un astfel de număr de indicatori și atunci ce am avut de ales? În afară de a aștepta probabil să scădem ca număr de utilizatori și să nu mai avem practic cititori la un moment dat. Și prin analiza comunității, pentru că totuși sistemele integrate de bibliotecă ne oferă o informație destul de largă cu privire la utilizatorii pe care îi avem, putem să reglăm foarte bine publicațiile pe care le achiziționăm, de asemenea să vedem care sunt, din punct de vedere socio-profesional, cei care vin la bibliotecă. Și având această bază, am creat servicii asociate, pentru că, să spunem că vii la bibliotecă să te informezi numai din publicații, este destul de subțire. Cel mai interesant este să oferi și alte modalități de informare și documentare. Atât prin autoinstruire, prin activități care se implice căpătarea de cunoștințe din diverse domenii și practic asta au făcut bibliotecile, asumându-și o sumă de activități prin care se adune comunitatea la bibliotecă, îndeplinindu-și și condițiile de indicator de performanță a instituției, cât și de multiplicare a unor servicii către comunitate. Specificul acestui proiect, așa cum ziceam la început, este folosirea documentarului ca instrument de educare și a bibliotecarilor, dar apoi și a publicului larg, non-formală, cred că ar fi termenul potrivit, pentru înțelegerea sau gestionarea informațiilor din media și din online. Domnule Corabu, știu că este un subiect care vă preocupă, cum asimilăm și cum interpretăm critic tot ce consumăm. În cadrul discuției de acest tip de activitate posibilă la biblioteci și apropo de documentar ca instrument, cum credeți că s-ar încadra? E urgență, nu e urgență, e util, nu e util, pentru cine? Săptămâna trecută, în acum două săptămâni, am călătorit în Republica Moldova. Și acolo, între altele, s-a discutat și pe această temă a educației media și informaționale. Și m-am întâlnit cu... În public era o doamnă care a fost secretar de stat la Ministerul Învățământului de acolo și care era una dintre autoarele unui manual de educație media din țara respectivă. Sincer, știe cineva, avem așa ceva? N-aș vrea să fac o afirmație, n-am apucat să verific.
În curicul, sigur, nu, poate că există ceva material, dar okay. Nu sumare. Deci, Republica, există manual? Da, există făcut de Active Watch. Chiar Nicoleta... Nu, mă refer la manual școlar. Da, și este da? Opțional. E opțional, ok. Da, okay. Da. Nu, n-a fost o întrebare retorică, chiar nu știam. Bun, deci e foarte important, subiectul e foarte important, mai ales că, vedem, se vorbește peste tot despre fake news, dezinformare, felul în care aceste fenomene afectează democrația, afectează societățile democratice, afectează, am trecut printr-o pandemie, am văzut cum au fost afectate opțiunile legate de sănătate ale oamenilor. Este subiectul foarte important și aici bibliotecile de pretutindeni, este una dintre misiunile lor să se implice în această direcție a alfabetizării informaționale și pentru media. De aceea, sigur că este de salutat proiectul One World legat de documentarele în biblioteci, dar eu cred în continuare că facem mult prea puțin noi ca societate, în ansamblu, pe această temă, pentru educarea publicului. Și aici bibliotecile cred că ar putea juca un rol mai important. Și aș lega această idee de o altă idee, pe care o repet de câte ori am ocazia, ca să putem să educăm publicul bibliotecilor, utilizatorii bibliotecilor, e nevoie întâi ca bibliotecarii să ajungă la un nivel de formare profesională care să permită acest lucru. E nevoie de formare profesională continuă și e nevoie de ca bibliotecarii să deprindă utilizarea instrumentelor care le permit să transmită mai departe aceste competențe până la urmă, nu? Deci biblioteca, ca să închei, are un rol foarte important în dezvoltarea competențelor de informare ale utilizatorilor și are și statutul care îi permite, nu, să facă acest lucru prin faptul că, mă refer în special la biblioteca publică, dar nu numai, dar biblioteca publică fiind centrul comunității, după cum am văzut în acest documentar. Întrebarea este unde sunt comunitățile noastre sau unde putem să identificăm sau dacă am putea să identificăm ceea ce vedeam, ceea ce am văzut timp de 3 ore, acel puternic sentiment de comunitate, de apartenență la o comunitate, comunitate care se adună în și în jurul bibliotecii. Cred că nu-i așa, dar prin activități și evenimente interactive, presupun, care să nu... cum ziceam, să nu trimite la studiu individual și doar la accesarea unor resurse individual. Ce mi-a atras atenția, apropo de această dilemă cum a făcut la digital, ce mi-a atras atenția în film a fost acea diferență pe care o făcea cineva între digital access, ok, ai acces sau nu la telefon sau la calculator, și digital inclusion, că deja asta devine o problemă. Că în medie defavorizate, poate avem copii care au nevoie de acces la internet, la un calculator acasă, poate avem, nu știu, mă, cu tatăl meu care a ajuns șomer la 55 de ani și nu avea calculator acasă, a trebuit să meargă la bibliotecă la calculator, la cursul de engleză în altă parte. Deci ideea asta de digital, de inclusivitate digitală, asta e ceva ce s-ar putea dezvolta în biblioteci și pentru cei în vârstă și pentru copii nedefavorizate, poate? Se întâmplă deja, ANBBR are în portofoliu său o serie largă de proiecte care promovează incluziunea digitală și revenim la ideea anterioară referitoare la educația media. Chiar acum este în curs, în implementare, un proiect de educație media, un parteneriat între universități și biblioteci publice din 3 țări și avem în public chiar participanți de la instituții de bibliotecă care sunt parte în proiect. Deci urmează chiar să avem și o platformă de e-learning și materiale de instruire validate internațional pe domeniul educației media. Da. Deci e ceva ce mai de luat în calcul și probabil că sunt, cred că iau în catalog Kinedoc documentare care o să adreseze și lucrurile astea și incluziunea și inechitățile sociale și să pornească discuții cu comunitatea despre ele. Cu siguranță a fost frapant pentru dumneavoastră să vedeți în film discuțiile acelea administrative despre finanțare privată, finanțare federală, cum finanțele private și proiectele private scalabile duceau după aia, convingeau statul, să zicem așa, să se investească mai departe. Sigur că astea sunt sfârșit pentru noi și legislația e cu totul alta.
Dar e cu atât mai frapant pentru mine și faptul că mi se pare că eu mai fac atent spațiul cultural, mi se pare că bibliotecile lipsesc în general din dezbaterile despre programe naționale culturale. Și atunci vreau să vă întreb ce pot face bibliotecile, ce putem face și noi, utilizatorii sau societatea civilă, dacă vreți, ca să aducem mai mult sprijin bibliotecilor sau măcar ca să le faci, ca să le aducem vizibilitate mai mare sau ce pot face cei din comunități. Domnul Corabă contribuie la legea bibliotecilor, nu știu dacă acolo e ceva care ne poate ajuta în sensul ăsta. Mă spunea Dragoș că e mai dată recent. Vă rog. Cu modificările la lege. Da, de legea nouă a bibliotecilor care acum se află în Camera Deputaților și credem noi că undeva după 24 aprilie s-ar putea să intre în vot la Camera Deputaților. Are unele mici modificări, cel puțin în partea de servicii, astfel încât bibliotecile publice să poată deveni centre comunitare pentru dezvoltarea tehnologiei informației, centre unde se poate aduna comunitatea și să dezbată unele chestiuni, exact cum am văzut la filmul pe care a fost prezentat. Vreau să vă spun că legea 334 din 2002, deci vorbim de 20 de ani, nu pot spune că a fost o lege rea, care nu a susținut sistemul. Eu zic că a fost în primul rând o lege foarte democratică. Într-o discuție în 2022 am aflat că a stat ca și bază în realizarea legii bibliotecilor din Franța. Trebuie să spun că nu avem în toată Europa legea bibliotecilor. De exemplu, în Germania, din 15 landuri, numai 3 au legea bibliotecilor. Și, având în vedere dezvoltarea actuală, legislația de bibliotecă este chiar încurajată de a fi dezvoltată la nivelul țărilor din Uniunea Europeană. Ce aduce foarte important legea, în primul rând, oferă o lege cu sancțiuni pentru nefinanțare și pentru închiderea bibliotecilor. Pentru autoritățile locale, sancțiuni, sper. Și pentru autorități și pentru managerul de bibliotecă. Adică trebuie să existe un echilibru în toate. Și refacerea practică a sistemului național de biblioteci în zona de final a legii se trasează un termen de 12 luni pentru autoritățile locale care nu au biblioteci funcționale să le funcționalizeze. Deci zic că este o lege care practic a dus la stoparea desfințării bibliotecilor. Am făcut o medie, au fost 77 de biblioteci pe an care au fost închise în ultimii 20 de ani. Da. Am spus ceva de finanțare. Testăm de ceva vreme modul în care mediul social local reacționează la activitățile de bibliotecă. Și, în primul rând, avem foarte mulți voluntari care vin la activitățile non-formale. Asta este un răspuns foarte interesant la ceea ce facem noi și să spunem că e o validare a activităților pe care le avem. Iar de anul acesta am avut și o reacție din partea mediului de afaceri. Pe activitățile pe care le facem și participarea echipelor la First Tech Challenge, Lego League și Maratonul Național pentru Antreprenoriat, cred că am strâns prin asociații în jur de 70.000 de lei. Este mult. Vă spun că numai pe servicii cu plată nu ridică mai mult de 50.000 de lei într-un an. Deci vă spun că eficiența a fost foarte bună. Deci se poate totuși. Se poate. Și a fost, nu din partea noastră, a fost reacția mediului de afaceri. Au venit cu mici proiecte, ne ajutați-ne și pe noi pe o anumită temă, ei aveau nevoie de, practic, de o analiză din afara sistemului și atunci au venit la partea de tineret. Și haideți. Ați văzut și în film că era tot timpul negocierea asta între politicile federale sau politicile primarului și cel de la biblioteca, din comisie, presupun, sau ce erau, din administrație, care se gândea where to tap into, să traduc asta. Nu ne putem raporta la sistemul american. Nu. Doamna arhitectă din Olanda a și spus sistemul în Europa este eminamente public. Nu, dar de urmărit, presupun, poate proiecte locale sau proiecte județene, unde biblioteca poate contribui cu ceva, fie cu spațiu, fie cu oameni, fie cu alte resurse, s-ar putea.
Ce putem noi să constatăm, dar nu putem face comparații și ar fi și greșit să facem comparații. Vorbim de o istorie de câteva sute de ani a bibliotecilor americane, începând de la bibliotecile coloniștilor, bibliotecile acelea private care încet s-au deschis, bibliotecile de împrumut, biblioteci, așa numitele biblioteci sociale, până în secolul al XIX-lea, când au apărut bibliotecile publice în sensul actual, sau bibliotecile de circulație, ci bibliotecile de împrumut. Mă rog, tradus un greșit aici, bibliotecile cu taxă, acum are alt sens. În fine, bibliotecile de unde se închiriau cărți, deci erau niște, nu știu dacă să le zici biblioteci sau librării, cu, pe bază de închiriere. Da? Deci discutăm de o altă tradiție. Dar ce putem constata ca punct comun? Pretutindeni bibliotecile se confruntă cu restricții bugetare. Ați văzut. Da? Deci discutau de o cerere la un moment dat de buget de $1 miliard și au primit 300 de milioane. Deci este o lume, este un mediu care trebuie permanent să fie creativ, să găsească soluții. Nu se întâmplă lucrurile astea numai la noi. Sigur că, adică, tăieri de buget, dezinteres, da. Nu o să vedem dezinteres acolo. Acolo o să vedem o anumită mentalitate pe care o întâlnim peste tot în statele capitaliste. La un moment dat cineva spune, păi da, ce-mi produce chestia asta? Fără să se uite că bibliotecile produc niște lucruri care nu sunt palpabile, dar pot fi demonstrate. Nu? Să ne aducem aminte de ce a spus Cioran la un moment dat, sunt produsul Bibliotecii Fundațiunii Universitare. Da? Nu mai spun că se fac și încerc, să există și încercări în lume de a traduce totuși impactul bibliotecilor în indicatori și chiar în bani. Deci, problemele sunt comune, sigur, la alt nivel, în alte contexte socioculturale. Problema finanțării este la fel de acută și în alte țări. Dar asta, pe de altă parte, cum spuneam, vine să preseze pe zona de găsire de soluții. Și după cum se poate vedea, bibliotecarii sunt foarte creativi. Nu? Și bibliotecarii de la noi pot fi foarte creativi. Din păcate, nu sunt foarte stimulați financiar comparativ cu colegilor din Statele Unite. Și închei cu această paranteză, pentru că e o paranteză. Statutul bibliotecarului în Anglia și în Statele Unite, din perspectiva încrederii publicului, este foarte ridicat, încrederii cetățenilor. Știu datele dintr-o statistică mai veche, de acum vreo 8 ani, în Marea Britanie, în topul încrederii ca profesie, bibliotecarul era în acel sondaj pe locul 4, după medic, polițist și profesor. Iar în Statele Unite era un alt tip de sondaj care spunea 70% din cetățenii adulți ai Statelor Unite au încredere în bibliotecă ca instituție. Ar fi interesant de văzut o cercetare similară la noi. Pentru că problema nu este, eu zic că problema nu este că nu furnizăm servicii, sunt foarte multe biblioteci publice, că despre asta vorbim acum, care furnizează servicii de toată lauda, problema este cât sunt de vizibile în comunitate aceste servicii, pentru că anumite, biblioteca este acel loc în care te poți duce, cum am văzut și acolo, te primește biblioteca publică, trebuie să te primească, este acces gratuit, ai internet și e un centru comunitar până la urmă. Deci problema, una dintre probleme ar fi asta de vizibilitate, de imagine, cum am putea face ca aceste servicii să ajungă să fie mai cunoscute de către public. Aș mai vrea să adaug un lucru, apropo de lipsa de vizibilitate a bibliotecilor. Totuși, nu trebuie să uităm că în ultimii ani, începând cu programul Biblionet, bibliotecile au căpătat un nou statut, iar la nivel european au devenit din ce în ce mai prezente în metodologiile și proiectele strategice, inclusiv ale Comisiei Europene. Cel mai recent exemplu fiind PNRR-ul, în care bibliotecile au o linie de finanțare dedicată.
Deci, aș spune că nu sunt chiar așa invizibile, doar că trebuie să se suprapună pe un interes al administrației ca ele să fie aduse în lumina rampei. Eu aș mai avea un a doua întrebări, dar parcă aș deschide dialogul și spre ce e sau dacă vorbeam de ce am putea să facem ca biblioteca să fie mai vizibilă și în discursul public și în discursul comunitar. Cum v-a întrebat să-mi dați sigur că mi-a răspuns pe componenta cea mai importantă, cea mai care e cea de funcționare în sine și fără asta degeaba există vizibilitatea așa la nivel imaginar colectiv. Dacă cineva din sală ar vrea să mă adreseze o întrebare sau să împărtășească o experiență sau o idee, vă rog, dacă nu, o să mai îngăduim în obiecție. Mi-a făcut curios și că ați zis de acea categorie de vârstă, 35-40, dar doar ați lansat, mi-a făcut curios, dar n-ați dezvoltat. Cum se explică sau care a fost? Nu știu, tocmai asta o surpriză. Okay. Doar într-o bibliotecă. Doar într-o bibliotecă și de seama. Dar în ea lumița parcă? Da. Corect? Da. Poate proiecte de finanțare aici cineva în spate. Am și eu o întrebare. Minunată proiecția, vă felicităm pentru inițiativă și pentru discuții. Legat de parteneriatul public-privat și de faptul că nu putem compara România cu America, de acord, nu putem, dar cu toate astea vă provoc să fim creativi cu toții și să ne gândim în ce măsură asociațiile asociate bibliotecilor, de genul prietenii bibliotecii, ziceți voi ce nume, pot funcționa ca... pot fi în linia de gândire public-privat? Deci asta e prima întrebare și a doua, poate veniți voi cu alte idei de parteneriat public-privat. Adică, cum gândiți, dacă s-ar putea? De ce nu? Aș interveni eu puțin aici. Funcționarea NBPR în relația cu bibliotecile este un exemplu clar de parteneriat public-privat, noi fiind cu statut de ONG, deci organizație privată, dar operăm prin bibliotecile membre care sunt instituții eminamente publice. Iar toate proiectele ANPPR se centrează pe implicarea bibliotecilor membre și a bibliotecarilor. Practic, nu ar exista proiectele noastre fără această implicare. Și pe undeva, ANPPR completează această sincopă, să spun așa, apropo de motivația bibliotecarilor. Acolo unde bibliotecarii nu au suficientă motivație, să spunem, financiară, iată, găsesc în oportunitățile oferite de ANBPR ocazii foarte bune de a se dezvolta personal și profesional și de a avea beneficii nu neapărat de natură financiară, dar care să le îmbogățească motivația de a face lucruri, de a-și menține curiozitatea și de a fi creativi. Și încă ceva, cred că restricțiile financiare au generat întotdeauna creativitate. Pentru că în bunăstare și în belșug, creativitatea amorțește. Ați întrebat de finanțare, eu am spus ceva mai devreme de niște sume. Ele nu sunt virate către bibliotecă, ci către asociația de lângă bibliotecă, de pe lângă bibliotecă, pentru că intrând în fluxul financiar al bibliotecii ar trebui transmise către ordonatorul principal de credite, rectifica bugetul. Aici trebuie să ridic un semnal, bugetul se poate rectifica numai după luna iulie, în cursul anului, deci există și o mică problemă cu privire la modul în care se pot întoarce acei bani, dacă se întorc. Și de aceea este preferat să ai o asociație pe lângă bibliotecă care să gestioneze tocmai aceste categorii de fonduri care sunt în afara bugetului public. Tiberiu, ca să ceva, nu să completez. Îmi dau seama, vorbim de biblioteci, dar asta înseamnă că chiar există o autonomie, adică e o bibliotecă care e o entitate juridică, administrativă, cu buget propriu. În ce măsură, dacă ar fi așa, deși cred că nu e, dar ar fi interesant să definim autonomia. Și sigur, mă rog, America e America, n-am văzut foarte mulți politicieni încolo. În afară de faptul că era vorba de felul cum vede primăria, felul în care ar trebui să funcționeze, sau că
E vorba de colucare cu agențiile guvernamentale federale. N-am văzut politicieni și de cele mai multe ori politicienii decid, și mă refer aici la biblioteci comunale, să închidă, să taie bugete, să concedieze biblioteca. Acum nu știu dacă legea, cea a doua idee, n-am văzut politicieni cât de mult afectează sau nu libertatea de acțiune a unei biblioteci, deci independența, corelarea cu mandatul unor aleși locali și, în al treilea rând, da, mi-ar place să văd că se creează noi biblioteci. Eu locuiesc în Tineretului, folosesc sistemul de biblioteci, trebuie să mă duc la mediatecă, la obor să închiriez ceva, trebuie să mă întorc, la noi în cartier nu e o bibliotecă, dar primăria ar putea, pentru că există niște spații undeva, deci hai să ne gândim și la extinderea sistemului de biblioteci din cadrul bibliotecii metropolitane. Mulțumesc! O să încerc să vă răspund eu. Finanțarea bibliotecilor și-o va face numai pentru linia de biblioteci publice, nu știu ce, pentru cele din învățământ. Există o singură bibliotecă finanțată de către Ministerul Culturii, Biblioteca Națională a României. Restul bibliotecilor sunt în sarcina autorităților locale, de nivel județean, municipal, orășenesc și comunal. După lege, sunt ordonatori terțiari de credite, deci au drept de semnătură, ștampilă, buget și toată povestea, cei de la biblioteci județene, municipale și orășenești. Din păcate, în partea de biblioteci municipale și orășenești, din 195, cred că numai 12 au acest statut. Aceasta, bineînțeles, s-a făcut prin încălcarea legii, cum s-au și desfințat bibliotecile, pentru că legea spune că se poate desfința o bibliotecă numai dacă se desfințează autoritatea sub care funcționează, iar patrimoniul acesta este preluat de o instituție similară. Deci, toată povestea asta a fost făcută la fel ilegal. S-au încercat intervenție pe lângă prefecturi, dar ultimele prevederi legislative permit prefecturilor numai să facă referire numai asupra modului de întocmire a actului normativ, nu și asupra legalității elementelor din el. Și în felul acesta nu am mai putut face absolut nimic să putem stopa desfințarea bibliotecilor. Și dacă se dorește dezvoltarea rețelei de biblioteci, bineînțeles, aici depinde numai de autoritatea locală. Am spus de ceva politic, nu există, o să spunem, o corelare între mandatul managerului și mandatul președintelui Consiliului Județean, să zicem. Și, de asemenea, în lege spune că nu există niciun fel de ingerință religioasă, politică sau de altă natură și cred că se cam respectă. Eu n-am văzut, de exemplu, o activitate politică în bibliotecă realizată sau o permet de campanie electorală sau chiar secție de votare. Secție de votare în bibliotecă eu n-am văzut. Cel puțin de la apariția legii. Dar putem să vorbim despre alte lucruri de politică, nu? Da, n-am văzut centre de votare, în schimb am văzut o grămadă de directori care nu au nicio legătură cu, da, puși pentru că au culoarea potrivită. Dacă și asta e o problemă, apropo de profesionalizare. Cred că aici bătea cumva întrebarea lui Tiberiu. Da, bine, știm în ce țară trăim, nu mai dezvoltăm ideea asta, dar nu, hai să ne facem că nu vedem chestia asta și trecem pe lângă ea. Da, există politizare, ca în toate, ca peste tot. Există și alte tipuri de instituții culturale unde se pune, cine se pune că bate vântul din partea aia. După aia bate din partea cealaltă. Sunt foarte puține cazuri și eu mă bucur de supraviețuitorul pe care îl vedeți aici, de oameni care au rezistat tuturor vânturilor și își fac și știu și meserii. Da? Și sunt multe exemple de tipul ăsta, adică negative, vreau să spun, de oameni care sunt, nu negative, de oameni care sunt, bine, o lasă așa, mai vorbim, de oameni care nu, și se vede asta. Uneori se întâmplă, să știți, că să fie și puși oameni care n-au nicio legătură cu domeniul și să facă treabă foarte bună. Dar, din păcate, de multe ori nu e așa și nu doar că nu fac, n-au legătură cu domeniul, dar nici nu interesează domeniul. Eu am o vorbă. În România, la fotbal și la biblioteca se pricepe toată lumea.
la poliție, și la gramatică. Și la multe, da. Eu voiam să atrag atenția audienței referitor la un aspect care pe mine personal m-a frapat în documentar. Ce bord al înțelepților aveau ei acolo la vârful structurii de conducere și culmea erau și foarte telegenici și cu un discurs extraordinar, dar m-a frapat în primul rând cât de conectați erau la ce se întâmpla efectiv. Ați văzut că nimeni nu citea, toată lumea, bine, să admitem că era o filmare și probabil că au avut o pregătire preliminară, dar erau foarte naturali și se regăseau în acest bord aceleași persoane totdeauna. Și de acolo mă gândesc eu că era și continuitatea strategică în facilitarea serviciilor și în dezvoltarea pe termen lung a bibliotecii. Vă dați seama că este o industrie întreagă acolo. Gândiți-vă la ce număr de filiale, ce înseamnă să planifici strategic o asemenea armată de oameni și totuși să rămâi coerent și să ai rezultate, să-ți urmărești indicatorii cu seriozitate. Aș fi foarte bucuroasă să văd în mic, așa, în România, un astfel de bord. Sunt Oksana Nazare, Biblioteca Județeană în Brașov și știm cu toții că strategiile construiesc comunități profesionale puternice și duc de fapt la promovarea bibliotecilor publice, apropo și de statutul bibliotecarului. De aceea aș vrea să mă întreb dacă la nivelul nostru al bibliotecilor publice, deci al asociației, există în viitor gândul unor campanii. Gândește la campanii de lectură, dar cred că asemenea campanii la nivel general, care să fie pe plan național și să atragă inclusiv parteneri media puternici, ne dau o șansă în plus. Aveți așa ceva în plan? Planificați așa ceva? În afară de deja tradiționala nocturna bibliotecilor sau bătălia cărților, la care ANBPR este partener, nu aș ști să nominalizez niște campanii naționale de sine stătătoare. În general, fiecare campanie mai are expoziția de fotografie a ANBPR, care a avut o sincopă. În general, astfel de campanii necesită fonduri și sunt greu de susținut, de aceea cel mai des încercăm asocierea lor de anumite inițiative finanțate de către investitori privați sau, mă rog, atragere de fonduri pe bază de competiție de proiecte. Într-adevăr, este o dificultate de a menține o campanie odată ce finanțarea a încetat. Este foarte complicat să găsești resursele, să o duci mai departe. Ce am văzut că funcționează atunci când comunitatea îmbrățișează campania respectivă și se autopropagă prin impulsul dat de comunitate. Nocturna bibliotecilor a funcționat ani la rând, fără niciun fel de investiție. Am mai avut campania, așa ca să vă dau un exemplu de campanie, Școala de Vară a Tinerilor Bibliotecari, care a cunoscut mai multe transformări de-a lungul anilor. Am încercat finanțarea ei de către Ministerul Culturii la un moment dat. Îți trebuie multă energie și multă tenacitate să reușești să atragi fonduri pentru campanii care sunt considerate de către finanțatori prea nișate, adică sunt prea în miezul branșei bibliotecarilor și nu sunt asociate neapărat cu beneficii extinse pentru comunitatea largă. Dar eu sunt o susținătoare a campaniilor tematice de felul acesta, așa că nu resping niciodată o asociere cu astfel de campanie sau chiar să pun numărul la dezvoltarea unei astfel de inițiative. Să întorcem un pic în zona pozitivă,
să vorbim dacă nu ne e foarte clar ce am putea să facem, pentru că situația e prea complicată. Poate cineva din sală a împărtășit ceva ce a făcut prin resurse proprii la bibliotecă și care a funcționat foarte bine și care a dus comunitatea la un altă, care a sporit numărul de utilizatori. Așa că se inspiră pe toți. Sau nu știu, dacă ați văzut ceva în filmul ăsta și sunteți curioși dacă ați putea să aplicați la scară mică și cum să vedea. Eu aș vrea să întreb pe cei din sală dacă au identificat servicii care la noi nu sunt reperabile. Eu personal nu am văzut nimic wow care să nu se fi regăsit în România, măcar la scară mică, în biblioteci medii sau mari. Dacă ați văzut servicii pe care v-ați fi dorit să le aveți în biblioteca dumneavoastră și nu ați avut ocazia. Dansul. Pentru că, da. Chiar aveam o discuție cu cineva despre plecate din țară, nu mai știu, și ziceam că, da, pe vremea mea nu vedeam asta. Și eu la ce mulțumesc că locuiesc în București, dar mai nomadă în ultima vreme și am folosit o vreme Biblioteca Națională ca un spațiu de lucru foarte, foarte bun și văzând filmul mi-am dat seama că la biblioteca de aici din București cumva nu îmi dădeam seama de... Pe de-o parte, ai senzația că dacă urci mai sus, nu prea să mai întâmple nimic și ți-e frică și vine așa dintr-o generație unde, na, e frica asta de lectură, frica asta de un spațiu în care, na, citim cu grijă și în film nu venea să cred dezvoltura oamenilor, libertatea de a căuta împreună, libertatea celor copii. Și numărul tutorilor din jurul lor, toți acei oameni care sunt în serviciu consumatorilor de carte și de toate evenimentele respective culturale. Asta mi se pare că n-am regăsit în biblioteca de aici din București și nu știu, să mă mai duc nomad așa cum sunt, poate mai găsesc în altă parte. Mulțumesc! Eu vă provoc să veniți la Biblioteca Națională în timpul sesiunii, când nu ai loc să arunci un ac, pentru că cel puțin spațiile cu acces liber la internet sunt full și este o vibrație acolo, deci chiar acolo, în ultimii ani... Mai atât și acolo m-am dus, știu că e pe ore, nu la cât de mulți oameni frecventează biblioteca mă refeream, ci la diversitatea activităților și a spectacolelor, a concertelor, a expozițiilor și a tuturor celorlalte feluri de exprimare. Vreau să vă semnalez că, la exemplu, din documentarul Ex Libris, bibliotecile și filialele Bibliotecii Municipale New York dispuneau de sute de angajați foarte specializați, iar distribuția rolurilor este foarte fragmentată. Gândiți-vă că chiar în Biblioteca Națională a României sunt persoane care sunt obligate să-și asume foarte multe roluri pe aceeași unitate de timp și să facă o galerie întreagă de activități într-o singură zi. Eu personal ca profan, așa, nu, judecând evoluția Bibliotecii Naționale în ultimii ani, mi se pare că s-a schimbat extraordinar. De la un loc elitist și foarte puțin abordabil de către oamenii obișnuiți, a devenit un loc foarte viu și foarte vibrant, unde te simți bine primit și unde s-a creat deja o comunitate. Vă spun de Biblioteca Națională că întâmplător acolo avem sediul. M-aș referi și la Biblioteca Metropolitană, dar nu am vizitat filialele Bibliotecii Metropolitane decât în context de proiecte.
Dar știu că se întâmplă foarte multe activități. Dacă păstrăm proporțiile între numărul de personal pe care l-ați văzut în documentar și numărul de resurse umane din bibliotecile noastre, eu zic că este un raport corect. Apropo de diversitatea serviciilor, depinde foarte mult și de rangul și de statutul bibliotecii la care ne referim. Într-o bibliotecă națională n-ai să găsești serviciile dintr-o bibliotecă de cartier, asta este evident. Într-o bibliotecă comunală, în general, este un singur bibliotecar, one-man show, care trebuie să acopere efectiv întreaga paletă de servicii din spațiul respectiv. În schimb, compensează foarte mult cu solidaritatea dintre bibliotecar și comunitatea locală, rurală. În general, acolo unde există un bibliotecar, o persoană resursă cu foarte multă bunăvoință și cu multă energie și cu dorința de a face lucruri, acolo există comunități foarte vii care conduc practic la dezvoltarea și diversificarea serviciilor pentru comunitate. De la, ce să vă spun, de la lecții de ecologie până la proiecții de film sau lecții de antreprenoriat, toate se întâmplă într-un spațiu extrem de mic și cu având ca principal custod de unicul bibliotecar. Biblioteca Națională. Biblioteca Metropolitană București are mai multe sedii în cartier, aproape de locul unde dumneavoastră munciți sau învățați sau locuiți. Există câte un sediu al Bibliotecii Metropolitane București. Intrați pe site-ul Bibliotecii Metropolitane București și o să găsiți în fiecare sector câte 3, 4, 5 astfel de filiale. Și bineînțeles, activitatea este alta. Da? O să găsiți, din păcate, unul sau doi bibliotecari într-o filială, însă o să găsiți ceea ce dumneavoastră vă doriți. Mulțumesc! Cu plăcere și vă așteptăm! Cu drag! Dar în filialele de cartier se intrează altfel comunități decât dacă ați fost doar la Biblioteca Națională. Nu putem compara cu ce a fost în film, pentru că aici era o bibliotecă publică cu filiale în cartiere. Da. Ceea ce am văzut în film se întâmplă în filialele noastre, la nivel micro. Luați microfonul. Da, și vă invităm să vă uitați pe paginile de Facebook ale filialelor. Suntem 29 de filiale în cartierele bucureștene și e suficient dacă vreți să intrați, puteți să intrați, pentru că o să vedeți că se și postează evenimentele următoare pe fiecare filială în parte. Eu personal tot ce am văzut în filmul de astăzi, toate ideile pe care le-am văzut, le-am pus în practică în filialele noastre, unii sau alții, de-a lungul vremii, 10 ani, în ultimii 10 ani. Nu ni s-a apărut nimic nou acolo. Da. Doar că ne-am fi dorit să avem și roboței în bibliotecă. Da. Până și cursul de robotică am făcut, numai că n-am putut să le ducem mai departe din cauza banilor. Atunci, din tot ce a fost prezentat acolo, două lucruri nu cred că pot fi abordate în acest moment. Unu, partea de genealogie, dacă am vrea să facem în bibliotecă, pentru că în Arhivele Naționale și primările nu au terminat de digitizat registrele de stare civilă și registrele parohiale pentru a putea acoperi un interval de timp suficient și cel de împrumut sau nu, acces la publicații digitale curente prin intermediul bibliotecii. Pentru că, unu, nu-și doresc editorii, doi, nu știu câte sisteme integrate de bibliotecă au capacitatea de a face acest lucru în acest moment. Aș vrea să adaug aici, în Marina Chiriță de la Biblioteca Metropolitană sunt, mă alătur la ce au spus colegele mele, da? Într-adevăr, Biblioteca Metropolitană face și furnizează către comunitatea bucureșteană foarte multe servicii. Raportându-mă puțin la ce am văzut în film,
majoritatea se regăsesc și în filialele noastre. Aș putea spune chiar că și dacă mă gândesc puțin la noua provocare a Fermității Bucureștene și anume apariția de noi beneficiari în spațiul nostru și mă refer aici la refugiați, la toate aceste persoane care lucrează în localitatea noastră. Noi, ca bibliotecă, ne-am pliat rapid și am venit și am oferit servicii de calitate. Avem exemplul hub-urilor de suport pentru refugiați, un serviciu nou al Bibliotecii Metropolitane. Am preluat microfonul nu ca să ne lăudăm, cei care vin la noi ne știu, ne cunosc, ne apreciază. Am preluat microfonul pentru că am o întrebare pentru domnul Coravu. Este cel care pregătește profesioniști în domeniul documentării și informării și l-aș întreba ce șanse au bibliotecile ca acești profesioniști să se regăsească, poate nu imediat, dar poate peste 3, peste 5 ani în bibliotecile publice. E întrebare bună și vă returnez. Îi angajați? Îi angajați? Eu aș spune că da, îi așteptăm. Ok. Deci nu, nu glumesc, foarte serios. Și știu de, știți de ce îmi pun întrebarea asta, da? Deci vă pot da exemplu BCU București, unde în ultimii 15 ani, da, comparativ cu ce se întâmpla într-o anumită perioadă, înainte, nu știu dacă s-au mai angajat 10 persoane cu studii de specialitate. Da? De ce? Știți foarte bine și nu vreau să dezvolt ideea. Deci, ca să ieșim din zona asta, da, acum, sincer, tinerii nu sunt foarte atrași de meseria asta. Și nu știu dacă mă întrebați pe mine, sau pornind de la exemplul meu, eu am nimerit dintr-o întâmplare în povestea asta, acum 30 de ani, că mi-am dat seama că să fac 30 de ani, mai 30 și, de fapt 30 de ani de când m-am angajat la BCU. Nu cred că, sau cu puține excepții, oamenii se trezesc la un moment dat, fac un liceu și zic că vreau să fiu bibliotecar. Cazurile sunt foarte rare. E ori o chestie de conjunctură care se întâmplă undeva pe parcursul vieții la un moment dat. Unii își descoperă în asta o pasiune, o carieră, își dezvoltă o carieră, alții mai puțin. Dar mai ales în ziua de astăzi, când tentațiile sunt atât de mari, când tinerii vor, evident, să, vor să-și întâlnească o familie, să aibă, sau mă rog, mai puțin acum, că nu mai e tendința asta cu familia și de vreme, dar mă rog, să se poată întreține, nu? E, când vii cu ce scrie acolo pe fluturașul de salariu, ăsta este una. A doua, atractivitatea meserii, da? Există un stereotip, o imagine stereotipică sau stereotipă a bibliotecarului, care este tradițional. Ai rămas, da? E bibliotecarul, ăla știți cum se spune, cei care sunt colegi, da? Colegii mei. Bibliotecarul la care ia cartea și dă carte. Ori el nu mai e de ani de zile atât. Dar asta e problema. Așa a rămas în cultura populară pentru că așa este percepută meseria în continuare. Ca să vă răspund, dintre cei care finalizează studiile, puțin sunt atrași de meserie, da? Adică termină la noi, termină cu o diplomă de filologie. Da? Pentru că nu există domeniul fundamental biblioteconomie. Iar dintre cei care sunt dispuși să încerce această, măcar să încerce, nu prea au multe șanse. Posturile sunt puține, se tot blochează, sunt date pe alte criterii, da? Sunt situații în care nu sunt puse condiții de studii sau chiar dacă sunt condiții de studii, e mai simplu să iei pe cineva dintr-o altă profesie, să-l trimiți la să facă post universitar și îl angajezi ca bibliotecar în locul unui copil care a făcut 5 ani de școală. Da?
Deci asta e situația, de-aia v-am întors puțin întrebarea, pentru că nu e doar problema că nu sunt ei atrași. Ok, nu sunt toți atrași, dar câțiva sunt. Am aici un exemplu foarte bun, am două exemple, dar ea ne trădează, ea nu o să continue. Uitați-o, s-a ascuns. Da? Are alte gânduri. Dar sunt copii care sunt atrași de meseria asta, dar nu au foarte multe șanse să se angajeze, din păcate. Dacă se mai poate o întrebare, vă rog, ultima. Pornind cumva și de la întrebarea cu politicul și ce putem face, ieri am ajuns întâmplător pe podcastul lui Micuțu, care a invitat primarii Bucureștiului la o discuție. Și eu sunt un mare fan de promovarea bibliotecilor și eram curioasă când se vorbește despre probleme, despre posibilități, de așa, dacă cineva menționează bibliotecile. N-am menționat, nu e nicio surpriză aici. Deși Biblioteca Metropolitană, dezvoltarea ei este îngreunată de faptul că avem o primărie generală și primării locale pe suprafața cărora există filiale. Administrativ nu este ușor de adus aceste resurse împreună și știu că Biblioteca Metropolitană a făcut multe schimbări în direcția bună în ultimul timp, dar asta înseamnă că directorul bibliotecii răspunde în fața primăriei generale, dar trebuie să aibă relații bune cu toți primarii, indiferent de culoarea politică, ceea ce este foarte greu de gestionat. Și atunci aș vrea să lansez o întrebare celor invitaților de astăzi. Cum facem? Micuțu a spus că invită pe primar și anul viitor. Cum facem ca la următoarea întâlnire a discuției a podcastului Micuțu despre viitorul Bucureștiului să se discute despre situația Bibliotecii Metropolitane și despre cum poate biblioteca să servească mai bine comunitatea? Deci cum facem lobby? Ai vorbit cu Micuțul să intre? Cine pe Facebook? Vorbiți cu la mare, care trebuie cu Micuțul să fie. Da. Dacă n-a existat pe mare, era înregistrată, dar nu era live. Adică posibilitatea să fie pus întrebări, să fie adresat la întrebări. Nu, se poate în momentul în care... Dar cred că am șocat toți primarii. Nu știu dacă un primar s-ar aștepta, da? Am văzut, apropo, și colegii de la Metropolitană, poate, adică sigur ei știu să-mi răspundă. Am văzut o știre despre nou centru care se ridică în locul cinema favorit. Da. Și acolo apare că va fi și o bibliotecă. E o bibliotecă bănesc din rețeaua voastră, nu? Care va fi a voastră. Deci iată că s-a gândit cineva când a făcut centrul ăla, nu? Să, nu știu, a fost feedback din partea bibliotecii, a fost ideea primarului, oricine să fie primit, din partea oricui să fie primit. Deci s-au gândit să facă acel centru să aibă și bibliotecă în el, ceea ce este mare lucru. Nu? Deci se poate, întrebarea e foarte bună. Deci e vorba de a fi un pic mai activ și un pic mai orientați către această comunicare cu zona politică. Noi avem tendința să respingem, da? Pentru că ne-am săturat după 30 de ani, știm că nu prea, toți zicem că nu avem așteptări, nu mai avem așteptări. Bun. Dar ăsta e jocul. Așa bun, prost cum este, ei sunt cum sunt, îi vedem, calitatea lor scade de la an la an, în mare, dar în general vorbind, că sunt și excepții, dar ăsta e jocul. Și atunci cum facem să ajungem către ei? Da? Să îi convingem că chestiunea asta contează. Și asta înseamnă și presiune comunitară. Ori noi avem o problemă în România, de-aia spuneam că nu trebuie să ne comparăm în niciun fel cu ce se întâmplă în Statele Unite. Avem o problemă, nu există o presiune pe biblioteci să fie mai bune, mai... Da? De multe ori presiunea e din interior, vine din inima bibliotecarilor, din pasiunea bibliotecarilor. Dar nu avem presiune de multe ori nici de sus, da? De sus în sensul de la autoritatea finanțatoare, care să vină să zică, băi, ce faceți voi acolo? Da? Sau de ce aveți atât de puțin utilizatori? Da? De ce aveți atât de puține servicii? Dar de ce? Nu, ei se uită. Se pot uita pe niște cifre, zice, asta ți-i motiv și închid direct, da? Adică nu stau la discuții sau taie buget. Și nici de jos în sus. N-am văzut niciun protest organizat de utilizatorii vreunei biblioteci ca servicii proaste. Deci aici este. Și atunci rămâne principala forță este cea internă, da? E, tot de la noi trebuie să pornească, să ne ducem către, nu? Către politicieni, către cei care finanțează, să zicem, tati, asta este o chestie importantă. Și să le dăm exemple ca astea. Uite, se poate, chiar că nu ne putem compara cu America. Ne ducem mai
mai aproape, în Europa. Să arătăm clădiri noi de bibliotecă, cum se investește în biblioteci, ce se întâmplă în biblioteci. Cred că asta s-a pierdut cumva, senzația mea este că la noi nu s-a pierdut acest simț comunitar și este o chestiune la nivel întregii societăți. Comunitățile la noi se coagulează foarte greu și asta, apropo de presiunea de jos în sus de care vorbeam, asta are impact și asupra bibliotecii. Dacă tot discutam despre biblioteci și numărul lor, dacă ne raportăm la perioada 45-89, în afară de valul de biblioteci făcute prin în 1952, când au fost înființate majoritatea bibliotecilor comunale și bună parte din bibliotecile orășenești, a fost construită o singură bibliotecă mare, cea din Piatra Neamță. După 89 avem 8. Totuși s-a investit. Ultima declarație implică așa că totuși puterea în mâinile dumneavoastră și a comunității dumneavoastră cu sprijinul care poate veni de la asociații și de alte resurse politice, sociale mai puteți accesa, ce formă puteți accesa. Ce de la One World România fac și ce pot, s-au gândit dumneavoastră, au acest proiect plătă cu documentare la bibliotecă, care o să fie și anul viitor, organizatorii sunt aici, dacă aveți întrebări legate de asta, să sperăm că o să mai apară și alte inițiative de genul ăsta venite și din alte zone, alte ONG-uri, alte organizații. Și asta e o formă de a deveni, de a face bibliotecile vizibile și în comunitate, și în comunicarea One World și așa mai departe. Pași mici, lucruri mici, dar până la urmă suma lor contează. Mă bucur mult că ne-am strâns astăzi cu toții și că ați avut răbdare și de film și de discuția noastră. Mulțumesc invitațiilor și mulțumim One World România că ne-au găsit. Și să nu uităm să mergem la vot pentru Bobiță la Bobiță forever, scuzați engleză, să mă dea. Și mai vreau opțiunile electorale, da? Prezenta la vot e importantă. Mulțumim.